sunt la Ministerul Sănătății, din păcate nu a avut program numai luni, că i-a fost rău la băiat, a cerut să fie dus la cabinet, că simțea foarte rău, a venit un mascat și a dat cu el de perete, a zis că el n-are chef de el acum. No, oricum a dus până la cabinet la doamna doctor Peleanca și față de doamna doctor tot împingea, tot trântea, doamna doctor a tras atenția la omul ăla, că ce faci omule, ai venit să ne certăm sau ce vrei să faci? Nu știu ce să mai fac. No. Da. Da, foarte, foarte. Nu poate să scoată un cuvânt că deja face raport, dacă nu bate mascații. Nu. Nu știu ce să mai fac. N-ați încercat să anunțați autoritățile, parchetul, avocatul Popor? A zis că n-are ce să fac, a pus sus la maxima siguranță, eu am înțeles că este închis. Dar oricum are dreptul la viață un om, nu? De acord. Nu știu ce să mai fac. Deja a tăiat venele, deja a vrut să se spânzure. A zis că nu mai poate să fac ceva, că el nu mai poate. Și dumneavoastră sunteți prinsă în casă și nu puteți decât pe internet să faceți ceva sau la telefon? Nu pot să fac nimic, mai ales cu carantinele astea, că totul e oprit. Nu știu cu cine să iau legătura. Nu. Poate înregistrăm interviul ăsta și îl transmitem, nu știu, avocatei poporului sau... Vă rog frumos, faceți ce, orice puteți să faceți, că eu nu știu ce să mai fac. Nu. El cât mai are? Nu pot să judec deja. Când aud că plânge la telefon și zice că el nu mai poate, că el pune capăt de la viața lui, că nu mai are nici un pic de putere să mai rabde, eu nu mai știu ce să fac. Nu. Mai are mult de stat închis? Mai are 3 ani de zile de executat, că a luat 5 ani pentru o prostie de a lui. Că s-a jucat cu un pistol de jucărie și a amenințat un om. Ăla n-a avut nicio pretenție de la el, totuși a pus în pălărie și a dat 5 ani. Nu. Că n-avea avocat, n-avea cu ce să plătească și asta e. Nu. Dar de ce oare l-au dus așa departe de dumneavoastră, dacă dumneavoastră sunteți din Transilvania, pe el l-au dus la Giurgiu, nu și nu existau penitenciari mai aproape? Nu știu, atâtea rapoarte au făcut la el că a zis că acolo e locul lui. Nu vrea să aducă mai aproape nicicum. Oricum n-ați putea să-l vizitați acum, dar măcar când trece perioada asta de criză... Până acum n-am putut, că nu am posibilitate. Materială, nu puteți merge până la Giurgiu, că e departe. Păi bineînțeles, dar dacă era aproape, ați fi mers la el, nu? Păi da, mergeam cu trenul oricum, că am bilet de călătorie pensionar și tot puteam să merg. Dar așa cum să merg? Nu pot. Nu. Am zis că măcar să ducă la Aiut, că nu e așa departe. Nu știu ce se întâmplă. Dar oare sunt protejați de virusul ăsta ei acolo? Nu, mi-a spus, nu s-a plâns pentru asta așa ceva. Nu. Numai singurul ăsta că nu vrea să lasă în pace. Nu, nicicum. Pentru că cere dreptate, e hărțuit, da, și maltratat, și da? E singurul din Târgu Mureș care este acolo la Giurgiu. Cred că și asta e problema lor. Un ungur între atâția români, ce să mai zic? Ei, nu cred că toți sunt români acolo, dar da, se întâmplă deseori să fie hărțuiți oameni de altă etnie. Păi da, se întâmplă prea mult. Multe, că acolo cred că este un cub de viespede, nu știu cum să le explic eu mai bine, că mascații ăia n-au familie, sunt orfani, sunt făcuți pentru așa ceva. Ei n-au milă de nimeni. Nu. Deci nu alți deținuții fac probleme, ci chiar reprezentanții statului, angajații... Bineînțeles, nu deținuții, nu.
Nu. Oho. Nu. E grav. Da, vreun efect a avut primul interviu al nostru, că am mai filmat acum 2 luni, parcă nu, în N-am iarnă. avut niciun efect, n-am primit nimic, nimic, nimic. Nu. Da. Am făcut și un protest la departamentul, sau cum se numește, Vă instituțiilor mulțumesc mult, dar penitenciare. nu a avut niciun efect, că, din păcate, nici el nu mi-a zis nimic în legătura cu asta, că s-a făcut, s-a întrebat ceva. Nici n-am primit nicio nimica. Aveam de gând să protestăm și la avocatul poporului, dar deja s-a stricat vremea și așteptăm Păi vara. da, și acum, nu. Poate doar vreo acțiune de protest virtuală pe internet, ceva, să inițiem o campanie, să cerem socoteală. Bineînțeles, ceva trebuie făcut, că așa nu merge. Nu Mulțumesc, știu ce doamnă. să mai Mulțumesc fac. pentru încredere și pentru apel. Încercăm să strigăm cât putem de tare despre situația asta. Mulțumesc și eu foarte frumos că m-ați primit și m-ați ascultat. La Cu revedere. revedere, o seară plăcută vă doresc. Sănătate.